să fie toată lumea de vină, PSD vrea ca și ministra PNL Raluca Turcan să plece în urma scandalului a zilelor. Restanță majoră, legea salarizării bugetarilor nu era gata la data limită și exportul cerealelor ucrainiene. Rusia iese din acordul mediat de Națiunile Unite. E luni, 17 iulie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Probabil miercuri deja vor depune jurământul. Pare și chiar este o pură formalitate. PSD le-a găsit înlocuitori Gabrielei Firea și lui Marius Budăi obligați să demisioneze săptămâna trecută din guvern din cauza scandalului a zilelor din Ilfov. Trei așa zise centre de îngrijire supuneau aproape 100 de rezidenți unor tratamente inumane și degradante, care fac acum obiectul unor dosare penale. PSD le propune pe deputatele Natalia Intotero și Simona Bucura Oprescu pentru portofoliile familiei și muncii. Cu detalii, Ani Sandu. Natalia Intotero și Simona Bucura Oprescu au urmat până acum traseul standard al parlamentarilor români, fără să fie ieșit semnificativ în evidență. Amândouă se află la al treilea mandat, iar Natalia Intotero are și puțină experiență guvernamentală. A condus Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în cabinetul Dăncilă și a fost secretar de stat în Ministerul de Externe în timpul guvernului Ponta. Mai recent, în calitate de președintă a Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, s-a asigurat că legile educației ajung în plen fără schimbări majore, în ciuda obiecțiilor vehemente ale opoziției. Simona Bucura Oprescu ar fi studiat la Academia SRI. În biografia sa, perioada 1999-2004 e neacoperită, dar publicația Argeșul Online scrie că deputata ar fi absolvit atunci o facultate de științe economice și că ar fi obținut un doctorat de la Academia Națională de Informații. În toamna anului trecut, într-un discurs în fața ambasadorului Chinei aflat în vizită în Argeș, Simona Bucura Oprescu a afirmat că România și China ar avea un parteneriat strategic, ceea ce nu este adevărat. A mai cerut Chinei să deschidă un institut Confucius la Pitești. Site-ul g4media.ro scrie că aceste institute sunt considerate interfețe ale spionajului chinez. Guvernele din Marea Britanie și Irlanda le-au închis. De vreme ce decontează de aproape două săptămâni scandalul a zilelor, PSD încearcă să împartă nota cu liberalii. Raluca Turcan, ministra culturii, ar trebui să plece din guvern, crede purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu. Raluca Turcan e acuzată că a condus Ministerul Muncii în perioada în care instituția a avizat mai multe dintre căminele problematice pentru vârstnici și persoane cu dizabilități. Doamna Raluca Turcan este la fel de vinovată ca domnul Marius Budăi. Cred că și doamna Turcan, fiind una din persoanele care au avizat azile ale groazei, ar trebui să facă un pas în spate. Este un gest de demnitate politică. Nu acuz pe doamna Turcan că ar fi făcut ceva direct, care să influențeze direct activitatea acelor așezăminte, dar ce a asumat să avizeze un azil care s-a dovedit a fi al groazei la sfârșit. Ministra Culturii a adăugat că în momentul acreditării unui centru din voluntari, citez, toate lucrurile erau în regulă. Lui Romașcanu e dor de un post în guvern. Turcan nu pleacă, a fost replica purtătorului de cuvânt al PNL, Ionuț Stroie. Iar dacă mesajul nu era destul de clar, el a fost întărit de președintele Iohannis. Acum cred că demisiile politice au fost suficiente pentru moment. Este important să se găsească toate persoanele care efectiv s-au făcut vinovate de grozăviile care au fost descoperite. Paul Stănescu, baronul PSD din Olt, a preluat interimar conducerea filialei bucureștene a partidului de guvernământ. Gabriela Firea a fost suspendată și din această funcție vineri, când a demisionat din guvern. Pe întreg parcursul săptămânii trecute, Gabriela Firea și-a clamat nevinovăția în scandalul azilelor, deși unul dintre cei arestați în dosar, Ștefan Godei, a lucrat vreme de două decenii în instituții din subordina ei sau a lui Florentin Pandele, soțul fostei ministre și primar al voluntariului de 23 de ani. Va mai fi însă Gabriela Firea candidata PSD pentru primăria capitalei la alegerile de la anul? Președintele partidului, Marcel Ciolacu, a evitat un răspuns direct. Doamna Firea, din punctul meu de vedere, ca și prim-ministru, nu a greșit cu absolut nimic instituțional. Doamna Firea nu a avut nicio atribuție în ceea ce privește centrele pentru persoane cu dizabilități. Vă repet, ca și prim-ministru, doamna Firea nu a avut nicio atribuție
în acest domeniu. Să fie un lucru pe care să-l învățăm fiecare dintre noi, să avem grijă de oamenii care apar pe lângă persoanele publice, ca pe urmă să folosească aceste conjuncturi ca să-și vadă anumite scopuri economice. Difícil, un poquito difícil ha sido por el viento muy cambiable y el calor que ha hecho estos días atrás. Încă o zi cu temperaturi de peste 40 de grade în mai multe țări europene, incendii de vegetație au izbucnit astăzi în Spania și în Grecia, unde au intervenit inclusiv câteva zeci de pompieri români. E de așteptat ca temperaturile să continue să urce săptămâna aceasta în sudul și în estul Europei. În insula italiană Sardinia sunt prognozate 46 de grade, iar alerte de vreme extremă sunt în vigoare în 16 orașe din țară. Ieri, China a înregistrat un record de temperatură pentru mijlocul lunii iulie, 52,2 grade în regiunea Tianjin din vest. Puterea asiatică se confruntă de mai multă vreme cu condiții meteo extreme exacerbate de schimbările climatice. Zeci de milioane de oameni sunt afectați de un val de căldură și în sud-vestul Statelor Unite, unde tot ieri s-au înregistrat în California 53,9 grade. Rusia își suspendă participarea la acordul care permite exportul de cereale ucrainiene prin Marea Neagră. Anunțul Moscovei survine avarierii pentru a doua oară a podului Kerch. Acesta leagă peninsula Crimeea, ocupată în 2014 de Federația Rusă. Kremlinul pune cele întâmplate pe seama Ucrainei. Doi cetățeni ruși care plecaseră într-o vacanță de familie au fost uciși. Podul e folosit intens și de armata rusă de la invazia din februarie anul trecut încoace. Retragerea Rusiei din acordul privitor la exportul grânelor e o lovitură la adresa săracilor de pretutindeni, a spus secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres. Numeroase țări africane și asiatice depind de cerealele pe care le primesc din străinătate. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Prins cu scandalul azilelor în ultima săptămână, Ministerul Muncii pare să fi ratat un termen limită foarte important. Legea salarizării bugetarilor nu era gata la 15 iulie, scrie site-ul edupedu.ro. Nici măcar grilele pentru învățământ n-ar fi fost întocmite, în ciuda promisiunilor publice pe care le-au făcut guvernul Ciucă și cabinetul Ciolacu. Programul oficial spune că dezbaterile cu cei direct interesați ar trebui să se poarte până la 1 septembrie. În cursul grevei generale din acest an a profesorilor, una dintre primele lor solicitări a fost ca salariul unui debutant să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie. Sindicatele din educație au amenințat că în caz contrar vor relua greva. Premierul Ciolacu s-a întâlnit astăzi cu patroni din industria tutunului pe fundalul relatărilor despre o posibilă majorare a taxelor asupra țigărilor clasice și a celor electronice. Accizele ar putea spori cu 10%. În același timp, mai multe proiecte de lege depuse în Parlament urmăresc să interzică publicitatea pentru țigările electronice. Institutul de Sănătate Publică afirmă că mai bine de jumătate dintre elevii de liceu au fumat astfel de țigări sau produse cu tutun încălzit. În condițiile în care deficitul bugetar se apropie de 40 de miliarde de lei, PSD și PNL iau în calcul și majorarea impozitelor pe dividende și pentru jocurile de noroc. Poate că nu e chiar o schimbare a gărzii în tenisul masculin profesionist, însă aseară a devenit limpede că sârbul Novak Djokovic chiar are un rival autentic din tânăra generație. La numai 20 de ani, tenismanul spaniol Carlos Alcaraz l-a învins în finala de la Wimbledon, unul dintre turneele sale preferate, și pe arena centrală, unde Djokovic nu mai pierduse un meci de 10 ani încoace. You feel like this is the beginning of a big rivalry? I hope so. I mean, for my sake,
Întrebat după meci dacă se așteaptă la o nouă rivalitate, deținătorul a 23 de titluri de Mare Șlem a răspuns că speră ca așa să se întâmple. Mai speră și să-l întâlnească din nou pe Alcaraz în finala de la US Open de anul acesta și s-a declarat impresionat de jocul variat al spaniolului, pe care l-a descris drept o combinație între calitățile sale, ale lui Roger Federer și ale lui Rafael Nadal. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!